Bună seara, stimați telespectatori! Cronica de noapte cu Răzvan Cornețeanu și, în mod absolut spectaculos, cu istoricul Alex Mihai Stoienescu. Bună seara, domnule Stoienescu! Dacă vă aduceți aminte, la nivelul noiembrie-decembrie anul trecut, am făcut o promisiune telespectatorilor și anume faptul că vom face o emisiune numai despre Mareșalul Antonescu. La vremea respectivă, discuția despre Antonescu, având tot timpul legătură cu regele Mihai și cu relația cu regele Mihai și figura, cu moștenirea lăsată de regele Mihai. Astăzi o să discutăm invers, tangențial despre regele Mihai și o discuție concentrată pe Mareșalul Antonescu. Așa că așezați-vă bine în fotolii, veți avea parte de o seară relaxantă, cu lucruri pe care nu prea le puteți citi niciunde. Am făcut un obicei din discuțiile cu domnul Alex Mihai Stoienescu de a discuta fără patimă și fără emoții despre lucruri incomode de spus în mare parte din cărțile pe care le aveți la dispoziție, nici vorbesc de manuale, nu o să citiți niciodată în manuale ce auziți la aceste emisiuni. Așadar, astăzi nu vorbim de Viorica Dăncilă, nici de Gabi Firea, cu atât mai puțin de Donald Trump. Avem o grămadă de subiecte pe care le păstrăm pentru săptămâna viitoare și dedicăm întreaga seară discuției cu domnul Alex Mihai Stoienescu, căruia îi mulțumesc încă o dată. Unul, că vă țineți promisiunile, ceea ce e mare, e o chestie rară astăzi în România, să găsești oameni care spun ceva și după aia și fac ce spun, și meritați tot respectul pentru asta. Este și o formă de respect față de telespectatorii noștri. Și doi la mână, că avem aceste discuții foarte, foarte, foarte interesante, cu o grămadă de feedback-uri din partea telespectatorilor, feedback pe care îl primim după. Mareșalul... Nu mă duc la alte emisiuni, știți lucrul ăsta, vin la dumneavoastră de plăcere. Da, și mulțumesc și apreciez chestia nu asta. Nu mă interesează... Și cunoașteți de asemenea că sentimentul ăsta este împărtășit, așa? Mă simt bine în emisiune. Sper că am avut o discuție de doar câteva minute înainte de emisiune. Știți că noi nu punem la cale emisiunile, totul este spontan și de-aia mai și facem greșeli și mici nesincronizări, dar asta vă dă și... vă confirmă și că sentimentul de autenticitate este unul real. Am discutat câteva minute înainte cu domnul Alex Mihai Stoienescu, care m-am întâlnit în parcare înainte să urcăm aici în Casa Presei, despre audiobook-uri. Aștept să văd audiobook-urile cărților dumneavoastră cu glasul dumneavoastră, asta fiind la ora actuală cea mai modernă moștenire pe care o puteți lăsa. Sunt gata oricând să o fac, cu multă plăcere, sigur că e... Ok, e un plan acolo, e o idee foarte bună. Vă stau la dispoziție, dacă o porniți dumneavoastră, cu atât mai bine. Bine, o să mă gândesc, o să vorbesc cu niște colaboratori. Mareșalul Antonescu. Există... S-a vorbit mult despre Mareșalul Antonescu, mulți vorbesc din chestii nestudiate, nu vreau să intru în această comparație și că de-aia discut cu dumneavoastră și nu cu alții. Vreau să spun că sunt foarte multe păreri, foarte multe idei, foarte multe informații vis-a-vis de Mareșalul Antonescu. Din păcate, informațiile de aur care puteau să vină din partea regiului Mihai lipsesc aproape cu desăvârșire. Asta era o sursă fabuloasă, adică noi ne ducem către istorici, către ce a mai scris unul și altul, cât un document care mai poate fi mătrășit prin arhivele românești sau sovietice, dar sursa cea mai bogată și cea mai autentică și corectă, că regele Mihai la vârsta nu prea mai își permitea să mai mintă dacă s-a apucat să vorbească, lipsește. Așadar, notând în această informație în care trebuie să dai deoparte unele lucruri și trebuie să selectezi cam ceea ce crezi că este normal, vreau să-mi spuneți la început dacă dumneavoastră considerați rezonabil ca Mareșalul Antonescu să fie privit prin unghiul în care
personalitatea sa, foarte puternică de altfel. Era un tip încrezut, putem să spunem, da, era un tip cu foarte mare respect față de propria persoană, cerea respect, impunea respect și de asemenea mulți spuneau că acest ego extraordinar l-a și condus către niște greșeli fatale. Dacă putem evalua anumite decizii ale mareșalului Antonescu la 70-80 de ani, 70 și ceva de ani distanță și prin faptul că pe lângă foarte multe lucruri bune care trebuie spuse și trebuie listate, domne, a făcut asta, avea calitățile astea, de asta tot vorbește poporul român despre mareșalul Antonescu, da. A făcut în partea cealaltă, a făcut și aceste greșeli, avea anumite defecte care l-au dus la pierzanie și l-au făcut, cum să spun, ținta criticilor. Haideți să începem discuția despre, nu o luăm de la 48, o luăm de la momentul septembrie 1940, în care mareșalul Antonescu este numit de către Carol al II-lea în fruntea guvernului și a armatei în același timp. El se afla într-o stare de semiconservare și cu o relație foarte specială. Vă rog să ne povestiți care era relația lui cu regele Carol al II-lea la momentul numit și de ce s-a dus totuși regele Carol al II-lea către această opțiune. În introducerea noastră ați enunțat de fapt cel puțin patru teme ale cazului istoric Ion Antonescu. Una a fost imaginea publică a lui Ion Antonescu. Ce se crede despre el, imaginea generală, părerea oamenii care își tot dau cu probe. A doua temă este relația specială deosebită pe care a avut-o cu regele Mihai și faptul că regele Mihai ar fi putut spune mai multe din lucrurile pe care le știa despre Ion Antonescu. A treia temă este personalitatea lui deosebită. Toate acele aspecte controversate pe care le-ați amintit, lucruri bune făcute, lucruri rele făcute. A patra sau a cincea, nu mai știu care este, relația lui cu regele Carol al II-lea, felul în care a ajuns prim-ministru, cum a ajuns și apoi conducător al statului. Deci sunt, într-adevăr, patru teme mari. Cronologic, ultima e prima. Ultima e prima, da. Care au fost cercetate în amănunțime de istoricii profesioniști. Mă refer aici, în primul rând, la Gheorghe Buzatu, care a fost marele specialist în... Deci Gheorghe Buzatu e omul pe care îl considerați cel mai... Numărul unu. Da? Deci este în temă. Referință, în istoriografie, uh-huh. Este referința numărul unu în privința personalității lui și vieții istoriei lui Ion Antonescu, Florin Constantiniu, deci e vorba de istorici profesioniști, sigur am abordat și eu acest subiect foarte delicat, și anume așa numita istorie a lui Ion Antonescu sau România în perioada conducerii de către generalul și apoi mareșalul Ion Antonescu. De ce este un subiect delicat? Este un subiect delicat și am să vă explic de ce. Deci începem cu prima temă, cu imaginea publică. Ea s-a construit mai ales după 89 prin faptul că o serie întreagă de istorici, de cercetători și în primul rând Gheorghe Buzatu avuseseră acces la arhive din străinătate și în primul rând în anii 80 la arhivele care s-au deschis în Statele Unite ale Americii și care au scos la iveală o serie întreagă de documente legate de regimul Ion Antonescu, de perioada Ion Antonescu. Și mai ales documente legate de combinațiile internaționale care s-au aflat în spatele României, în primul rând, ca stat și apoi a lui Ion Antonescu și, doi, felul în care poate istoriografia să explice
parteneriatul lui Antonescu cu Hitler și parteneriatul României ca stat cu Germania nazistă și așa mai departe. Toate. Deci aceste lucruri au fost destul de bine cunoscute și aprofundate încă din anii 80, în perioada lui Ceaușescu, dar n-au putut fi publicate în întregime, ci doar parțial, în anumite cărți apărute cu aprobare, cu viză, viza mergând până sus la Ceaușescu, ca să poată să apară aceste cărți. Pe motiv că ele contraziceau istoria oficială a regimului. Și doi, ele aveau fără îndoială o tentă antisovietică. Aha. Okay. Or, Ceaușescu era aici foarte atent, el admitea această campanie antisovietică, dar nu putea dusă foarte departe. Da. Doi, foarte mult timp el nu a aprobat să se publice documente, să facă referință publică la pactul Ribbentrop-Molotov. Dar abia într-un târziu, prin inteligența lui istoricul Florin Constantiniu, a apărut în România, în cărți editate în România și în presă, au apărut date după care s-a și spus pe față despre ce a fost... Ulterior și în manualele de istorie. Prin intermediul unor istorici americani, care veneau să documentau în România, stăteau aici în țară și studiau ani de zile, aveau burse și studiau aici în țară. Larry Watts, de exemplu, Michelson, de exemplu, Denis Deletan, de exemplu, erau tot felul de... Și ei au folosit, au zis, noi nu putem, noi, istorici români, să deschidem subiectul Molotov-Ribbentrop, că ne oprește cenzura, dar voi puteți să o faceți. Și le-au pus la dispoziție date, la astfel că în vremea lui Ceaușescu au apărut, cum să spun, și sub aspectul condamnării. Da, era capitol în cartea de istorie. Exact. Mi-aduc foarte și bine atunci, aminte, parcă și acum, era capitol întreg. Și atunci, de fiecare dată când era respectiv citat acest subiect, erau citați istorici americani care, ca să dea de vina fapt, pe ei, ca să dea, bun, da, era o înțelegere. Haideți să le spunem telespectatorilor că subiectul ăsta cu Ribbentrop-Molotov este un subiect mare, pentru că la nivelul anilor 40, 40 și ceva, era încă un mare secret. Când a fost? Nu, el la procesul la Nuremberg. De-abia la Nuremberg. Avocatul lui Göring, așa, a scos și a spus, zice, păi, este pactul făcut cu RSS, că RSS-ul era... Îl acuza pe Göring. Da. Și a zis, păi, cum ne acuzați când v-a semnat pactul cu Hitler? Da. Și americanii neștiind, necunoscând. Asta mi se pare fabulos. Da. Deci, necunoscând să fii ăsta, partener cu rușii... Procesul de la Nuremberg a fost oprit. A fost oprit. Excepțional. De judecător. Da. Și s-au întrunit și au cerut explicații delegaților sovietici. Care e tipic sovietic, da, treaba asta? Care au cerut un răgaz, deci, s-au consultat cu Stalin. Ai un război, termin un război cu, cu ei, cu rușii, ca partener, da, și după aceea te trezești că ăsta are un pact și de care nu ți-a spus niciodată. Au primit de la Moscova, de la Stalin, răspunsul că acest pact a existat, dar că el a devenit caduc prin atacarea URSS-ului, încălcarea pactului de către Germania nazistă. Când s-a făcut public? Băi, că pentru publicul larg, când este a devenit? Este argumentul pe care îl invocă și președintele Putin astăzi în acest subiect. Dumnezeu, pactul ăla a fost... Dar a murit. Da, a murit în momentul în care voi românii cu nemții ne-ați atacat. A dispărut și că... nu, ei consideră, și aici ca tocmai, pentru că acum câtva timp, câteva zile a fost centenarul Unirii Basarabiei cu România. Da. Așa. Nu vreau să intru în subiectul ăsta acum, poate altă dată, cu plăcere, dar ca să se înțeleagă, deci URSS-ul și Rusia astăzi nu se referă niciodată la pactul Ribbentrop-Molotov, pentru că ei consideră că acesta a fost încălcat de Germania nazistă prin atacarea la 22 iunie 1941 a URSS-ului și că, de fapt, situația actuală este consecința tratatului de pace de la sfârșitul războiului, din 1946. Înțelegeți? Deci, intru în paranteza. Deci, imaginea, la personalitate. Imaginea lui Ion Antonescu a fost foarte bine documentată, dar nu s-a putut prezenta foarte mult. Merge prea departe, încă de pe vremea lui Ceaușescu. Anumite elemente au apărut, dacă mai țineți minte, cartea lui Marin Preda,
Da, în care Marin Preda, delirul, apărea, în delirul. Delirul apărea, da. Ion Antonescu, personaj pentru prima apărea dată. Personaj și Marin Preda este cel care și minte acolo, spune că generalul Antonescu a fost șef de promoție la San Cri. Da, 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 era o informație ce era greșită. O minciună. Da, era o minciună. Da. Deci, începuse să fie reabilitat puțin în sensul că s-a făcut o nedreptate României, că pactul Ribbentrop, că sovieticii ar trebui să își vadă, deci pe direcția antisovietică, da. Antisovietică. Da, da, da. În momentul în care a venit decembrie 89 și eliberarea și apoi 1990 și s-a deschis larg, între primii istorici, Gheorghe Buzatu și alții care se ocupaseră de aceea, au început să publice documente și cărți. Uh-huh. Și s-a declanșat, aș putea spune, chiar mai mult decât o campanie, s-a declanșat o propagandă pro-Antonescu. Pro-Antonescu, care l-a transformat într-un erou. În câțiva ani de zile, nu uitați că a apărut revista România Mare, care se ocupa metodic de propaganda pentru mareșalul Antonescu. I s-a construit, de fapt, o imagine eroică, de erou național, constituită din câteva elemente foarte sensibile și foarte delicate, că mă întrebați de ce. Unu, a fost cinstit. Un om cinstit n-a furat din banii statului, n-a făcut nimica și pedepsea pe cei care furau, deci un tip cât se poate de cinstit, în comparație cu oamenii de afaceri și politicienii noștri de astăzi. A fost un om moral, de o mare moralitate, în comparație cu oamenii politici și moral de astăzi pe care avem noi după. A fost un om categoric care și-a dat cuvântul, l-a respectat până la capăt, un om de cuvânt. Spre deosebire de politicienii noștri de astăzi care nu au. A luptat și a eliberat teritoriul românești, Basarabia în primul rând, spre deosebire de politicienii care nu au făcut nimic și nici astăzi Basarabia nu e înapoi. Deci, e o antiteză totală. Construit, da, toată această imagine în raport cu o dimensiunea lui supra-exagerată în raport cu lilipuții care trăiau prin societatea românească. Deci a fost mult exagerat. Deci era o refulare până la urmă și a unei informații care pe nu fusese publicată parte, pe de altă parte, și a momentului. La această emisiune eu am spus de la început și dumneavoastră ați acceptat că nu vor fi political correctness, nu vor fi, ci lucrurile vor fi spuse clar în față, fără, fiind, chiar insist pe fiind bine argumentate și probate științific. Eu nu vin aici cu povești, v-am mai spus lucrul ăsta. Eu vin și spun niște lucruri în baza unor cercetări și unor probe istorice clare, fără discuții. Deci, ultimul element foarte important, care a contat la această campanie de imagine a mareșalului Antonescu ca erou național, în substrat însă, dar foarte insistent și foarte penetrat, a fost antisemitismul. Pentru că foarte mulți dintre autorii acestei propagande, acestei imagini exagerate a lui Ion Antonescu, de fapt au vizat sentimente, sau au pornit din sentimente antisemite, uneori fără să-și dea seama de efectul logic al campaniei. Adică în momentul în care îl prezinți ca o mare personalitate care a avut tot felul de calități și a făcut și spui, dom'le, da, cu evrei ce a avut, în contradicție înseamnă că el a avut dreptate. Deci că acea chestiune din Basarabia, tot ce s-a întâmplat în Basarabia, sigur, sunt multe exagerate de contrapropagandă, de propaganda antiromânească, care atacă personalitatea lui Antonescu invers, în jos, în partea cealaltă, așa, și pe acest fond aspectele antisemite ale acestui regim, ale regimului Antonescu, devin, dincolo de aspectul lor credibil, apărut, reieșit din cercetarea istorică, devin justificabile. Adică, domnule, această mare personalitate românească, care a avut toate aceste calități, a avut niște inamici.
în ultima instanță. Și inamicii cine au fost? Că la urma urmelor, fără să fiu un specialist, un profesionist, îți spui, bun, la urma urmelor, după ce citesc toată povestea asta lui Ion Antonescu, marele erou plin de calități care a luptat, care a făcut, domnule, cine a fost dușmanii lui? Păi dușmanii lui a fost URSS-ul. Și aici toată lumea e de acord și mulțumită că a fost un luptător împotriva Uniunii Sovietice și a rușilor. Și doi, a fost evrei. Minoritate care n-a fost loială față de România și începe un întreg mecanism care va avea legătură tot cu SS-ul, ajunseseră după Revoluția Bolșevică în vârful oligarhiei. Nu este neapărat antisemit în sensul de ură etnică, rasială, a unei elite, este un sentiment. Este un lucru foarte important. De ce? Pentru că, repet, v-am mai spus lucrul ăsta și cu alte ocazii. Eu trăiesc între oamenii simpli, oamenii obișnuiți, zi de zi. Mă întâlnesc cu ei, locuiesc în județul Prahova, la Vălenii de Munte, mă duc la Ploiești, mă duc în diferite locuri, chiar și când mă duc, cum am fost acum de curând, la Craiova, merg pe stradă, sunt recunoscut, mai stau de vorbă cu oamenii și întâlnesc, eu nu întâlnesc doar intelectual, nu întâlnesc doar istorici, nu întâlnesc doar specialiști, că întâlnesc oameni obișnuiți, funcționari, țărani, muncitori. Să ne înțelegem, această imagine a lui Antonescu a pătruns până jos. Deci noi nu putem discuta aici de o construcție intelectuală sau de o propagandă de partid care e făcută pentru o campanie electorală. Este vorba de un sentiment care există până jos la populație și, doi, el este însoțit de un sentiment de antisemitism latent. Atenție! Să vă dau un exemplu și vreau să și telespectatorilor. Anul 2001-2002 ajung în birou, sper să nu greșesc anul, ajung în birou la Gheorghe Funar. Așa. Domnule, Gheorghe Funar, la Cluj, așa, avea o statuie imensă în biroul lui, da, da, al marșalului Antonescu. Da, da, da. Păi, la fiecare luare de poziție era cel mai mare, ori Gheorghe Funar a devenit și a rămas primarul Clujului, da, cu votul omului de rând, nu, da, cu, da, votul... Da, fără îndoială. Deci, vă rog să mai gândiți și cu asta încheiem prima temă, ca să nu... Ca să nu lungim, să ajungem la 1940. La 1940, da. Deci, vă rog să rețineți următorul lucru, că încă din ianuarie 1990... pe curentul ăla de schimbare, de înlocuirea comunismului, de ștergere și așa mai departe, în localitatea Tecuci, dacă nu mă înșel, și în localitatea Mărășești, au fost cartiere de locuințe noi, asta așa, care au primit denumirea cartierul Mareșalul Ion Antonescu. La Iași, cel mai mare cimitir de la ieșirea din Iași spre podul Iloaiei, dacă știți zona aceea de acolo, la Iași, cimitirul cel mai mare s-a numit cimitirul Mareșalului Ion Antonescu. La Câmpul Lung Mușcel, dacă ați fost, dacă știți, cine știe sau acolo, în momentul în care intri pe șoseaua principală în oraș, bulevardul ăla principal al orașului se numea Ion Antonescu. S-a făcut celebra statuie de la biserica din Vergului, bariera Vergului, care era ctitoria lui Ion Antonescu și așa mai departe. Deci, prin țară, fenomenul a fost instantaneu. Deci a fost, după care, sigur, că a intervenit guvernul cu legile, cu Holocaustul și toată povestea respectivă și lucrurile astea s-au interzis. La Iași, de exemplu, comandantul diviziei 10 de la Iași, care era generalul Chielaru, nu știu dacă știți, da, în 90. Am auzit. A comandat un șir, așa, o alee de-astea de conducători ai țării, de statui, în fața comandamentului, de pe sus, de pe, când urci dealul spre Copou. A comandat, așa, și între acele statui era și alu Ion Antonescu. Eu, cunoscându-l pe Mircea pe Chelaru, foarte bine fiind prieten, el mi-a și spus, domne, am comandat toată lista aia ca să pot să pun statuia la Antonescu. Deci era totul făcut... undercover. Exact, exact. Deci, această imagine, oarecum exagerată, dar chiar exagerată, așa, de erou, dincolo de calitățile indiscutabile, care n-a furat, într-adevăr, a fost un om moral, tot atât,
au fost exagerate și folosite în propagandă, dar au pătruns până jos. Și imaginea acestui erou s-a construit în contradicție cu imaginea politicienilor români de astăzi, de după 89, niște amărâți, niște lilipuți, niște indivizi fără ideal. Adică uite ideal, genul de conducător pe care noi nu-l avem. Iată conducătorul de care avem de nevoie. De care avem nevoie, da. Ori Vlad Țepeș, ori Antonescu. De altfel există texte în care lucrul ăsta este explicit. Avem nevoie de Vlad Țepeș sau de Ion Antonescu. Este explicit. Sigur că în momentul în care, și cu asta chiar închid subiect, în momentul în care începi să faci analiza, să vezi și defecte sau și erori, ajuns la câteva lucruri jenante, adică sunt și lucruri delicate, cum spuneam mai devreme, pe care istoricii le-au demonstrat și sigur că istoricii obiectivi, profesioniști, și aici din punctul ăsta de vedere am avut mari dezbateri, mai ales cu Gheorghe Buzatu, Dumnezeu să-l odihnească, și cu ceilalți care făceau parte din tabăra asta, atrăgându-le atenție că sunt și, este și o parte neplăcută a personalității lui Ion Antonescu, pentru că ei și Gheorghe Buzatu și alții scriu, domnule, a făcut anumite greșeli politice. Care? Da, nu le detaliau. Bun, dar care sunt greșelile? Și când ajungi să iei lista greșelilor politice făcute de Antonescu, constatai că sunt vreo două, trei grave, foarte grave, pe care le plătim și astăzi, domnule. Da? O să ajungem la asta. Bun. 1940. Haideți, 5 septembrie 1940, Carol suspendă Constituția. 6 septembrie 1940, îl numește pe... pe 6 septembrie abdică el, da. Și pe 4 septembrie îl numește pe Antonescu. Da. Și eu acum mă uit la 70 și ceva de ani în spate cu nedisimulată suspiciune, da, la această cronologie. Da. Deci eu nu pot să cred că un rege, cum este Carol al II-lea, da, îl numește, are în cap să instaureze dictatura, da, și numește în fruntea statului un om mult mai puternic ca personalitate decât propria lui personalitate. Da. Asta mi-arată mie la așa că a existat o înțelegere. A existat o înțelegere de care istoria nu vorbește foarte mult între Carol al II-lea și Ion Antonescu. Și se pune o înțelegere de instaurare acestei dictaturi. Este vorba de o înțelegere veche între ei. Vă întrebasem de poziția, de relația dintre Carol al II-lea și Ion Antonescu, da, la nivelul 4 septembrie 1940. Vă explic imediat ca să înțelegeți de ce. Cum s-a ajuns la această numire, deși, din păcate, că pentru asta sunt aceste emisiuni ale dumneavoastră, vă felicit încă o dată și nu o fac gratuit, sunt extrem de importante pentru a explica celor care. Cum apare evenimentul istoric? Cum se produce faptul istoric? Dom'le, în ziua de a făcut ăla ceva cu tare. Din senin? Da. Nu, întotdeauna există... Trebuie văzut background-ul. Încă de la venirea lui în țară, al lui Carol al II-lea, adică prințului Carol, de fapt, care știm acum foarte clar că s-a făcut printr-o lovitură de stat în 8-13 iunie 1930, când a fost detronat regele Mihai, care era mic, legitim, da, așa, și a fost urcat pe tron tatăl lui Carol al II-lea, rege, și care a fost printr-o lovitură de stat cap-coadă, nu există dubii asupra. O lovitură de stat la care eu voi face referire printr-un singur efect. Nici nu spun că sunt zeci de efecte, dar un singur efect al acestei lovituri de stat a fost catastrofal pentru România. A fost anulată domnia lui Mihai din 1927 până 1930. A fost anulată domnia. A fost anulată perioada regenței, inclusiv toate actele de stat, inclusiv toate numirile ca judecător, ca ofițer, ca general, ca șef de direcții, de administrație, toate au devenit caduce, urmând a fi reconfirmate de nou rege. Vă dați seama ce instrument a avut în mână Carol al II-lea în momentul în care a fost pus de Iuliu Maniu și de țărăniști pe tron, prin această lovitură de stat din 8-13 iunie 1930.
Deci în momentul ăla toți au depins de el să fie confirmați în funcții, să fie avansați și așa mai departe, inclusiv general. Deci este principalul motiv, principala formă sub care Carol al II-lea și-a creat Camarila și-a condus țara începând în 30 cu Camarila. După care în 38 a dat lovitura de stat el, a eliminat Constituția Democratică și a introdus dictatura regală. Deci să nu uităm că mereu amintesc treaba asta. Dom'le, înainte de dictatura comunistă, România nu a avut democrație. România, înainte de dictatura comunistă, a avut dictatura militară a lui Antonescu, iar înainte de asta a fost dictatura regală a regelui, că noi nu am avut democrație înainte de comunism. Așa. Bun, deci Carol, în momentul în care a făcut, a început această acțiune, există în memoriile lui Carol al II-lea un pasaj foarte clar în discuția cu Arman Călinescu, viitorul prim-ministru, în care îi spune: am vrut să dau lovitura asta regală pentru anularea Constituției și transformarea României în dictatură regală încă din 1930, când am venit în țară. Deci încă din acel moment el a gândit o dictatură în România pe care să o conducă. Prima dată a încercat să o facă cu un partid în spate. Adică să fie liderul, să fie liderul... Cu cine? Cu țăraniștii? Nu. Mișcarea legionară. Ah, cu legionarii, da. Și atunci l-a chemat, a avut negocieri lungi cu Zelea Codreanu, în care i-a cerut să rămână șeful executiv al partidului, dar să subordoneze partidul, care e liderul și președintele partidului, să fie Carol al II-lea. De ce? După modelul Mussolini din Italia. Mm-hmm. Pentru că Carol, asta nu se știe, Carol când a venit în țară, a venit cu acest model mussolinian. Deci, mult timp, modelul sau profilul pe care l-a avut în cap Carol al II-lea a fost Mussolini, care avea în spate Partidul Fascist, care era echivalentul legionarilor în țară, și el a negociat în momentul în care Codreanu a refuzat cu încăpățânare și au început și atacurile la Camaril, la Elena Lupescu, la tot ce se întâmpla în jurul lui Carol. Carol l-a lichidat, l-a omorât pe Codreanu și a eliminat toată conducerea Mișcării Legionare. Vedeți crucea Troița din pădurea Tâncăbești, când veniți spre București, în Tâncăbești, pe dreapta, în pădure, este la un moment dat un intrând și acolo este o troiță, aia este locul, marchează locul unde a fost asasinați liderii legionari și Corneliu Codreanu. Deci, el mai întâi a încercat să aibă un partid în spate după modelul fascist italian, cu Mișcarea Legionare, și n-a reușit. Și după modelul lui Hitler, că Hitler a făcut doi, fel, nu? A încercat apoi să-și apropie, să-și aducă lângă el niște oameni de forță. Niște oameni care să, cum să spun eu, să admită dictatura și să meargă pe această soluție politică în România. Unul dintre ei a fost Ion Antonescu, generalul Ion Antonescu. Generalul Ion Antonescu, care avea o serie întreagă de nemulțumiri personale. Aici este o poveste lungă, n-am să intru în ea, dar totuși e vorba de niște coordonate personale. El, de mic copil, nu a fost trimis, că exista o școală pregătitoare pentru școala de ofițeri, pentru copiii de ofițeri, încă de mici. Era o școală de 2 ani de pregătire, de la 14 ani îi luau și pregăteau în școlile astea pentru că de liceu militar. Nu, înainte de școală, deci școală generală, ca să zic. Dar era școala fiilor de ofițeri, așa se numea. Și acolo erau trimiți. Ori el nu a putut intra în această școală, fac această paranteză ca să înțeleagă niște lucruri. Eu am văzut fișa lui medicală din motive de debilitate. A fost, da? Era slăbuț și nu trecea probele fizice. Aruncarea grenadei, săritura, înălții, erau niște probe fizice pe care trebuia să le treci ca să intri la școala asta a copiilor de ofițeri. Ion Antonescu nu l-a trecut. Și atunci a fost dat la școală 2 ani mai târziu. Fiind dat 2 ani mai târziu, el a prins o altă generație de colegi, înțelegi? Astfel încât în momentul când se făceau avansările la termen, avansările în grad, la locotenent, la capitan, la general, el nu era trecut în zona asta, ci era generație în spate. Ori, el, cum să spun, era foarte afectat de această situație.
a fost avansat colonel cu întârziere față de colegii lui, pe care, atenție, îi considera niște imbecili, îi considera niște dobitoși, niște proști colegii lui și el mult superior lor. Ori pe ei avansează colonel, pe el nu. Când s-a făcut avansarea la general, iarăși s-a întârziat. Colegii lui, câțiva dintre colegii lui de ăștia, de care nu dădea doi bani, s-au trezit general, a fost avansat, fiind altă promoție, înțelegeți? Iar el rămas în urmă cu intervenția lui Prezan, întreaga poveste am povestit-o, am spus-o eu undeva în cărțile mele, în volumul 3 de... Deci avea aceste frustrări. Deci avea aceste frustrări. Ori pe acest fond, la un moment dat, el a anunțat în 1936 că își dă demisia din armată, că s-a săturat la nedreptățile care îi se fac, mai ales că el fusese erou al primului război mondial. Este acea scenă celebră de noaptea după atacul de la Cireșoaia, când Regina Maria a fost în tranșee, poate odată vorbim că sunt lucruri extraordinar de interesante, linia întâi, și noaptea, intrând în comandament, toată lumea dormea, unul singur făcea scheme pe hartă, pe masa de biliar. Și Regina Maria, cine ești dumneata? Las, să trăiți, sunt capitanul Ion Antonescu. Și ce faci? Păi fac planurile ca să respingem mâine pe nemți. Păi ești ultimul care mai crede în chestia asta. Atunci s-au cunoscut. Și a făcut planul de operații, într-adevăr, că era șeful biroului operații, Ion Antonescu, și așa am respins pe nemți și apoi alte acțiuni militare care s-au făcut, după care știți că a plecat, a fost trimis în echipa care a negociat pacea cu Titulescu, cu Duca, toate, sunt în memorii, sunt toate poveștile. Deci el se considera un alt tip de general față de ăia avansații numiții, pentru că el avea și o aură de erou în primul război mondial, că făcuse lucruri deosebit. Și pe acest fond de nemulțumire dau aceste detalii ca să înțelegeți contextul. De ce a văzut Carol în el, în Antonescu. Și pe acest fond el anunță că își dă demisia, iar în momentul în care anunță că își dă demisia din armată, se constituie un grup politic din tot felul de personalități, din partidulețe de-astea mici, partidul lui Goga, așa, care hotărăsc să reînvie, să reînființeze Partidul Conservator al lui Petre Carp, al lui Marghiloman, al lui Rosetti, al lui Lascăr Catargiu, Partidul Conservator. Și în momentul în care ei hotărăși se întrunesc pentru a uni aceste partidulețe și a reconstitui Partidul Conservator, ei caută un lider politic. Mai întâi s-au dus către generalul Zizi Cantacuzino, care însă a decedat tocmai atunci de un cancer, și Zizi Cantacuzino le-a propus ca șef al Partidului Conservator pe Ion Antonescu, care își dă demisia din armată și va fi deci civil, va putea face politică. Și au început negocierile cu Ion Antonescu, care a spus, nu vom putea face acest partid fără să cooptăm Mișcarea Legionară, și în felul ăsta, ce a mai citit lumea, știu că cei care se uită la acest post de televiziune, această emisiune, sunt oameni citiți. Se mai uită, da. Sunt oameni citiți. Se informează. Da. Este celebra întâlnire Antonescu-Codreanu de la Predeal, cu schiurile, în vila lui Goga, Veturia Goga, așa, ele două, Maria Antonescu, Veturia Goga la parter, Antonescu și cu Codreanu la etaj. Și povestește Veturia Goga că se trânteau scaune, se lovea mobila ce a fost acolo în discuție, pentru că Codreanu îi spunea lui Antonescu, trebuie să faci alianță cu Germania, să elimini toată economia evrească din țară care împiedică țara asta, să rezolv problema financiară, pentru că noi, România, trăia în toată perioada aia interbelică, a trăit din împrumuturi, care se făceau la bănci din Occident și care condiționau politica din România. Deci, și iar Antonescu striga și povestește în memoriile ei în Veturia, că Antonescu striga că noi trebuie să rămânem alături de aliații noștri care ne garantează frontierele, Franța, Anglia. Codreanu îi spunea, s-a terminat cu ăștia.
acum Germania. Deci s-au certat și din acest motiv nu a intrat, nu s-a dizolvat mișcarea legionară în acest partid conservator și acest proiect de reînființare a Partidului Conservator a eșuat. Iar el urma să aibă ca președinte al partidului pe Ion Antonescu, care urma să-și dea demisia din armă. Știind toate lucrurile astea, Carol s-a apropiat de el. L-a chemat, a încercat să-l cunoască. Au avut niște discuții, există anumite mărturii ale lui Ion Antonescu și în cartea aia lui Pe marginea prăpastei și în altele, în care povestește întâlnire cu Carol. În care la un moment dat Antonescu îi spune, există această frază, până la urmă, sire, iei un om și faci ce vrei în țara asta. Deci, cum să spun, invitația de dictatură era cât se poate declară și asta este încă din anii 30. Bun. Deci, numai că în memoriile lui Carol al II-lea are însemnări legate de Antonescu. Și spune, dumneavoastră, singura problemă este că mi se pare un tip instabil. Are o serie întreagă de calități, are și niște defecte de-astea, de aroganță, de superbie, de tot felul de lucruri, dar totuși principala problemă cu el este că e instabil. Și de fapt, adevărata și marea problemă a lui Antonescu a fost cea medicală a acestei instabilități, care de fapt era o boală psihică, se numește ciclotimie accentuată. Să vorbim despre ea. E, deci, Ion Antonescu a fost pentru Carol unul din oamenii de forță pe care putea conta pentru acțiune. Când a făcut guvernul Goga-Cuza, mai țineți minte, guvernul ăla de dreapta de câteva zile, 40 de zile, Antonescu era ministrul apărării. El și-a ales o serie întreagă, Arman Călinescu. El mai era în armată? Nu mai era în armată. A fost în armată tot timpul. A rămas în armată. Până în august, 12 august, dacă nu mă înșel, 12 august 1900, că aici nu se cunoaște, intrăm într-o altă zonă care a fost cercetată și documentată foarte bine de istorici, dar nu e cunoscută de publicul larg. În august, cred că 12 august 1940, Carol al II-lea îl trece în rezervă pe generalul Antonescu. Deci să ne înțelegem, din august 1940, Antonescu a părăsit cariera militară și a devenit general, cetățean civil, general în rezervă. De-aia ziceam că nu mai era în armată. Nu mai era. Deci asta se întâmpla în 12 august 1940. Cred că 12 august, dacă nu mai în 4 septembrie 1940, da. Ion Antonescu este investit de către Carol al II-lea ca președinte al Consiliului de Ministri. O secundă că vă explic imediat. Deci mai puțin de o lună, 3 săptămâni. Deci el este trecut în rezervă. Și datorită periculozității se întâmplă următorul lucru. El fi trecut în rezervă și devenind persoană civilă, avea dreptul legal de a face politică. Iar politica pe care a făcut-o Antonescu atunci a fost întâlniri secrete cu Iuliu Maniu și cu Dinu Brăteanu, conducerea celor două mari partide. Aceste întâlniri secrete au avut loc mai întâi pe șoseaua București-Ploiești, apoi a fost organizată de unchiul meu, de generalul magistrat Tuliu Goruneanu, care era prietenul Maniu, a fost organizată în sală, într-o cameră de hotel, de la hotelul Berbec, hotelul și restaurantul Berbec din Ploiești. Organizator, eu știu bine detalii, pentru că organizator a fost unchiul meu, Tutu Goruneanu, a fost procuror șef al Prahovei, în sfârșit avea niște lucruri. Era prieten cu Maniu, și el a rugat să organizeze această întâlnire. Această întâlnire secretă a avut loc acolo, la Berbecu, cu Maniu și cu Brătian. Și împreună au hotărât să forțeze abdicarea lui Carol al II-lea. Deci ei, toți trei, s-au înțeles încă din august că vor cere, vor forța, inclusiv vor face acțiuni de stradă pentru abdicarea regelui, după care ori îl pun pe Mihai, ori fac republică. Urmând ca Antonescu să fie prim-ministru, asta a fost înțelegerea lor. Sigur, Carol a știut de aceste lucruri și atunci
i-a dat acel domiciliu forțat la Mănăstirea Bistrița. Deci l-a arestat și i-a dat domiciliu forțat lui Antonescu la Bistrița. Nu era o arestare militară pentru că el nu mai era ofițer. Nici nu putea să-l acuze de ceva pentru că de trădare sau de încălcare, pentru că el era civil. Asta tot încerc să explic, că mulți văd generalul mareșal Antonescu. Nu, el era civil deja în acea perioadă, în septembrie, deci era civil. Și atunci justiția și Carol nu puteau să-l acuze, da, să agațe cu ceva, pentru, da, faptul că în calitate de civil și de om politic a făcut politică. Sau s-a, da, întâlnit undeva la Ploiești, la Berbecu, s-a întâlnit cu un lider politic. Deci avea la 4 septembrie 1940 avea domiciliu forțat. Avea domiciliu forțat, după care a fost scos de acolo, pentru că a intervenit un alt factor extrem de important și care până la urmă s-a dovedit decisiv. Și anume legația germană. La un moment dat, Germania și-a dat seama, au încercat cu Gigurtu, cu Ion Gigurtu, politic. Au căutat un om de forță care să asigure alianța viitoare a României cu Germania. Ori toți generalii armatei române erau antantiști, erau cu Franța, cu Anglia, și făcuseră pe acolo studiile. Singurul care, cu care se putea discuta în limba germană, în condițiile în care, să nu uităm ce se întâmplase în 30 august 40, pierderea nord-vestului Transilvaniei. Apoi, în foarte scurt timp, tot în 40, atunci s-a produs pierderea Cadrilaterului. Deci, Basarabia, toate lucrurile astea. Deci, pe fondul ăsta, Germania a început să mizeze pe Ion Antonescu. Fac aici o paranteză ca să înțeleagă. Și invers, românii au început să mizeze din ce, exact, în ce mai mult pe Germania. Sigur, văzând Mihai ce au pățit Antonescu, din partea rușilor. Avocatul și prietenul lui, și se pare și rudă, negocia. Veturia Goga, care era agent german, agent al germanilor, a contat și a foarte mult în influențarea închisă. Veturia Goga. Așa? Deci, au fost o serie întreagă de factori care s-au concentrat în această personalitate, Ion Antonescu, considerat de toți generali ca general, dar el de fapt fiind civil și om politic. De altfel, imediat ce a abdicat, sau mă rog, a părăsit tronul Carol al II-lea și s-a instalat regimul Antonescu, el s-a reactivat ca general, după care s-a făcut mareșal. Singur. Singur. Deci, în momentul ăla, și aici dați-mi voie să dau câteva detalii, pentru că le cunosc foarte bine. Sub aceste presiuni, Carol l-a chemat pe Antonescu, cu care se cunoștea, acum știm foarte bine, că, așa, ca om de forță, și a spus: dom'le, numai tu poți să rezolvi problema ca omul meu de forță. Antonescu a acceptat, dar i-a cerut Carol să ducă să formeze guvernul. Asta însemna să negocieze cu partidele. Partidele i-au răspuns, în consecința întâlnirii de la Ploiești, partidele au răspuns: nu discutăm, nu participăm sub nicio formă la formarea guvernului până când Carol al II-lea nu abdică. Și pentru a-l forța să abdice, în noaptea de 3 septembrie, deci sunt 3 zile, 4 zile importante aici, 4 septembrie, 5 septembrie, 6 septembrie. În seara de 3 septembrie, Iuliu Maniu, în înțelegere cu conducerea mișcării legionare, organizează o manifestație, de fapt un fel de asalt simulat de noapte cu arme de foc asupra Palatului Regal. Că a fost o acțiune în noaptea de 3 septembrie. Ca să-l sperie pe rege. Ca să-l sperie. Cu focuri de armă, cu ripostări de mitralieră și așa mai departe, și o țin așa toată noaptea, Carol fiind speriat că vor intra. Atunci, în aceste condiții, îl cheamă pe Antonescu la palat. Și el acceptă, se duce la partide, asta îi răspund că trebuie să abdice sub nicio formă, nu vor forma guvernul. Antonescu se întoarce și îi spune regelui: iată ce cer. Abdicarea. Eu formez guvernul imediat dacă abdici. După, asta e patru.
Septembrie. Da, după, care, septembrie, da. După care a plecat de la Palat, iar, deci să ne înțelegem, pe 4 septembrie Antonescu i-a cerut abdicarea. În numele lui Maniul Brătianu i-a cerut regelui Carol abdicarea. După care a plecat de la Palat și a lăsat ca regele Carol să aibă un răspuns. În acel moment a fost informat tot prin prieteni apropiați lui Mareș, Mihai Antonescu, că regele Carol vizează o asasinare a lui, adică vrea să le elimine. Dându-se seama că de fapt acum Antonescu nu mai este omul lui de putere, ci este principalul lui adversar care vorbește în numele germanilor, în numele partidelor politice, da? Și armatei, că armata pierduse în armata reacționala, pierderea Basarabiei, pierderea nord-vestului Transilvaniei. Deci, situația lui Caror era cât se poate de precar. Și atunci a dat seama că adversarul lui real este chiar Antonescu, cel pe care omul de forță, care nu e omul lui de forță, ci omul de forță al opoziției. Și atunci au venit și au atras atenția lui Antonescu că poate fi asasinat. Și el se refugiază, și aici vă rog să-mi dați voie tot așa amintirile personale să le introduc în povestea asta. El se refugiază în cartierul în Dudești. În cartierul Dudești din București. Pe vremea aia Dudești era o, cum se numește, o suburbie. Era un sat, făcea parte din sectorul negru al Bucureștiului, dar de fapt era o suburbie. Și era o stradă principală cu case, erau foarte multe ateliere evrești, acolo era celebrul stadion Maccabi, acolo în Dudești, unde a fost racolat în Partidul Comunist Ceaușescu și unde după aia a organizat o felul de acțiuni și așa mai departe. Așa, și acolo, într-o casă de asta modestă, da, a unui prieten, a fost s-a refugiat Ion Antonescu. Până în 6 septembrie, când în noaptea de 5 spre 6 septembrie a fost chemat la palat, l-au anunțat vino că s-au a hotărât să abdice și a plecat pe jos, imaginați-vă, nu știu dacă știți unde-i Dudeștiu, a plecat pe jos de la Dudești până în centru cu prietenii lui și a ajuns la palat și... Să mai spunem că în 5 septembrie Carol al II-lea suspendă Constituția, propria lui Constituție, e vorba de noaptea din, de 15-6. Din 1938 și dizolvă Parlamentul. Eu vreau să vă spun de ce am zis dați-mi voie și un aspect anecdotic, dacă vreți. Când eram copil, foarte mic, și ne-am mutat undeva în cartierul Balta Albă, începuse cartierul Balta Albă, nu știu, și ne duceam de sărbători, de Crăciun, de Paște, căutam biserici, că demolaseră pe acolo, se făcuseră blocuri și mergeam în cartierul vechi, cel mai apropiat era acest Dudești. Și duceam de biserică, plus că înflorise lilia, cum am aminte, era frumos. Și la un moment dat, plimbându-ne pe străduțele din cartierul Dudești, văd o chestie, un loc așa de casă, cu o căsuță de-asta în stil românesc, cu pridvor de așa, în capăt de tot, așa, și cu o pajiște în față, nici un pom, nici un nimic, domnul Conan, și o pancardă mare pe care scria următorul lucru. Mulțumesc Partidului Comunist că mi-a dat locuința în care să trăiesc pentru în locul trădătorului de țară Ion Antonescu. Aia era casa în care se refugiase Ion Antonescu în acele nopți de 3 spre 6 septembrie. Și tata mea povestea, zice, uite aici, lumea credea, lumea din cartier, că după aceea când am fost elev de liceu și student și am început să-mi fac cercetări, m-am dus să văd despre o demolase, făcuse altceva. Dar lumea din cartier știa că e casa lui Antonescu, dar nu era proprietatea lui, el acolo se refugiase în acea noapte. Deci mi s-a confirmat direct toată povestea asta. Deci îl cheamă Carol și Antonescu îi cere puteri de pline. Ca să ai puteri de pline trebuie să desfințezi Constituția, nu? Și să dai un decret regal. E decretul regal prin care Carol, atenție, nu anunță că abdică, ci că încredințează tronul fiului său
Și nu știu dacă știți, dar în 1948 Carol a luat legătura din Brazilia sau nu știu unde era în momentul ăla, din Mexic, cu ambasada URSS și a spus că el n-a abdicat și că cere URSS-ului să-l ajute să întoarcă în țară să-și reia domnia. Deci juridic el n-a abdicat atunci. Da, deci abdicarea e o chestie care au introdus-o comuniștii, dar de fapt el cedase tronul fiului său, care nu avea, că am văzut, apropo de regele Mihai și asta, câte prostii, pur și simplu, iertați-mă îndrăzneala, iertați-mă că spun treaba asta, dar am să o spun. Am impresia că există o campanie voită de îndobitocirea românilor. Cu regina Margareta, nu vă supărați, sunt om de știință, sunt istorie, nu pot să cred așa ceva. Suveranul Mihai n-a fost niciodată suveran. Mihai n-a îndeplinit condițiile de suveranitate niciodată. El a fost, gândiți-vă că i-a anulat prima domnie, după aia a fost sub conducător al statului, era Ion Antonescu. Regele făcea figurație, semna niște decrete, dădea decorațiile pe care le hotăra. O să luăm publicitate și o să ne întoarcem mai pe repede înainte, că am detaliat foarte mult momentul ăsta de începere, de preluare de putere. Da. Foarte important, de altfel, că e într-un fel de ceață, așa. Exact, tocmai venit cu niște așa, ducându-ne către plusurile, minusurile, greșelile și lucrurile bune făcute de Mareșalul Antonescu. Publicitate.